Gheața depusă pe trotuare face victime printre suceveni. Mai mulți suceveni s-au prezentat în ultimele 24 de ore la unitatea de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, cu fracturi provocate de alunecările pe gheață. Din cele 17 persoane care prezentau fracturi, doar 4 au necesitat internare. În ultimele 24 de ore, la unitatea de primire a urgențelor din Spitalul Județean Suceava s-au prezentat un număr de 180 de pacienți, sensibil mai scăzut decât în zilele obișnuite de săptămână, în zilele de luni. Dintre aceștia, specific de iarnă, au fost un număr de 17 cazuri cu traumatisme ale membrelor, din care doar 4 au necesitat internare, restul au putut fi tratați în regim de ambulator și vor veni doar pentru control. Iar în ceea ce privește cazurile de hipotermie, am avut un număr de 4 cazuri, din care un singur era și caz social care a fost dus la lumină lină, ceilalți 3 au solicitat să plece la domiciliu. În momentul de față, în Spitalul Județean Suceava nu se află niciun pacient, niciun special în UPU sau internat. Și temperaturile foarte scăzute din ultima perioadă au făcut victime. 4 oameni au ajuns la unitatea de primire a urgențelor cu hipotermie. Doar o singură persoană cu hipotermie a fost transportată la centrul social de noapte, Lumină Lină din Suceava, unde a rămas și a primit îngrijirile de care avea nevoie. Hipotermia este o afecțiune în care temperatura corpului scade sub 35 de grade Celsius. Odată cu scăderea temperaturii, pielea devine rece și palidă, ritmul respirațiilor încetinește, iar pulsul devine lent și neregulat. Dacă expunerea la frig continuă, apar slăbiciunea, lipsa de coordonare, somnolența, lipsa de îndemânare și dificultățile de vorbire. În cazul în care temperatura corpului scade și mai mult, persoana intră în comă și apoi în stop cardiorespirator. Medicii sfătuiesc pe cei care suferă de afecțiuni cardiace sau pulmonare să evite în această perioadă trecerile bruște de la temperaturi foarte scăzute la cele foarte ridicate. Cel mai important sfat pe care îl adresăm persoanelor în vârstă este de a încerca să nu părăsească locuința în perioada aceasta decât dacă este absolut nevoie și atunci să fie foarte bine pregătite pentru temperaturile extreme care se anunță, întrucât trecerea de la temperatura de confort de la 20 de grade la minus 10, minus 15 grade reprezintă un destul de puternic pentru organism. Și atunci cei care au probleme cardiace, cei care se cunosc cu probleme neurologice, pot suferi acutizări ale acestor afecțiuni. În afară de asta, dat fiind că sunt condiții de polei de gheață pe stradă, este recomandată purtarea unei încălțăminte antiderapante și, dacă se poate spune așa, să ne grăbim încet pentru a nu risca traumatisme care să ne poată imobiliza la pat. Medicii atrag atenția asupra amenințărilor iernii, arătând că expunerea îndelungată la frig este foarte periculoasă atât pentru persoanele sănătoase, cât și pentru cele bolnave, și îndeoseb pentru extremele de vârstă, respectiv pentru bătrâni și copii. Doctorii recomandă populației să-și protejeze mâinile, picioarele, nasul și urechile, purtând încălțăminte și ciorapi călduroși, mănuși, fulare și căciuli, și să nu stea pe loc multă vreme, pe lângă hipotermie, existând și riscul apariției degerăturilor. Veștile nu sunt foarte bună din punct de vedere termic nici pentru zilele următoare. Începând de marți, 18 decembrie, temperaturile vor fi în scădere în județul Suceava. Minima va atinge astfel și minus 17 grade Celsius pe alocuri. Joi și vineri se anunță minime între minus 12 și minus 15 grade Celsius. Nici zilele de sâmbătă și duminică nu aduc vești mai bune. Temperaturile se vor situa între minus 8 și minus 12 grade Celsius.